17. Crucea Nordului, Preacucernicului Părinte Florin Rus, Preacucernicului Părinte Leon Pop și Preacucernicului Părinte Lucian Greabu, Catedrala Sfântul Ierarh Nicolae din orașul Năsăud, pentru slujirea lor jertfelnică, rodnică și folositoare a Bisericii și societății. Ordin Episcopal conferit duminică 17 decembrie 2023 la Dumnezeiasca Liturghie prilejuită de aniversarea 30 de ani de la resfințirea acestui Sfânt Lăcaș. Vrednic este. 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 Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este, vrednic
episcopul ortodox român al episcopiei Europei de Nord, pentru cinstită preoțime și cealaltru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Iarăși, iarăși, Domnului să ne rugăm.
sur la montagne, che visse che si rinava del tanto, che gagarti se a fine, in evitesse, ivexiasse. Da bine amista, et perifice ea, quam plantabus dextera tua. Thank you.
Evanghelia voastră se ocomenească Domnului Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna acum și pururea și în vecilor. Amin. Te adormiți într-o fericire patriarhii României, Mironicul, Iustinian, Iustin și Teotință. Pe vrednicii păstori adormiți ai acestei parohii, Nicolae Episcopul, Nicolae Metropolitul, Teofil Arhiepiscopul și părinții noștri domnicești, Bartolomeu Metropolitul și Vasile Someșanul Episcopul și pe toți ierarhii și părinții noștri domnicești, adormiți într-o nădejdea mierii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu cu părăția ta. Te adormiți, victori, miluitori, binefăcători și slujitori acestui Sfânt și pe alți, victori, miluitori și binefăcători, săvârșiți într-o credință pretutinde și pe toți cei adormiți într-o fericire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile servite pe grupurile de luptă, în lagere și în închisori pentru apărarea credinței și a patrului, pentru reîntregirea hotarilor, pentru libertatea, demnitatea și unitatea noastră se pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe toți și-a dormit din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuri, fii și fiici, și pe toți cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție cu noi, pe toți cei care odihnesc aici și pretutinde, și pe toți cei adormiți, al căror nume s-a uitat și nu mai are cine se pomenească, și pe toți cei care au pomenit acum la Dumnezească liturghie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți rămânitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna și curia, în vecile.
harul Domnului nostru și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea să fie cu voi. Au adus darul lui Iisus.
Îi cântăm, colindăm, preamărirei dăm. Și cu drag îl primim să ne mântuim. O, ce bucurie mare la creștinie sărbătoare. Astăzi s-a născut Iisus, împărat din cer adus. Împărat, lumina Domnul azi mi-a dat. Mesia cel dorit astăzi a venit. Veste bună peste lume, Hristos este al său nume. Cu noi îl purtăm la drum, să vă aducem un gând bun. Să vă aducem un gând bun, că asta-i seara de Crăciun. Previții mei, cu mult entuziasm și cu multă emoție, am revenit pe plainurile mele natale și, în mod deosebit, am sfârșit Dumnezeiasca liturghie astăzi, în această duminică. Pe de o parte, dorim ca să îl sărbătorim pe Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Ichiei, care o protejește acest sfânt lăcaș, la început de decembrie, la Păzuit, însă sărbătorirea sa continuă în toate comunitățile eucaristice, ocrotite de el până la Păzuirea Crăciunului. Iar pe de alta, aniversăm anul acesta 30 de ani de la sfințirea acestui lăcaș prin rugăciunea vrednicilor de pomenire, Teotis Patriarh și Bartolomeu, mitropolitul părinții noștri. Așadar, este o dublă sărbătoare, pe de o parte îl sărbătorim pe Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul acestui sfânt lăcaș, iar pe de alta aniversăm 30 de ani de la resfințirea acestei mărețe biserici din inima Năsăutului, oraș care a dat peste 20 de academicieni. Între echipurile luminoase, între bărbați iluși care s-au format aici la Năsăut, pe lângă George Coșcu și Liviu Reprianu, se cuvine să-l amintim și pe Patriarhul Miron Cristian, cel din iunii păstor, arhipăstor al Bisericii noastre Ortodoxe Române, în șirul Patriarhului României, care a studiat aici la Colegiul Năsăudean. Sunt plin de recunoștință, sunt plin de emoție, însă bucuria, așa cum știți, mi este umbrită, fiindcă pe dorata liturghiei, buna, plândă și jertfenica mea amenințată, s-a strimutat la veșnicele lăcașuri, chiar la inimul axion. Și mă dăjuiesc că vrea să fie răstăcare pe Dumnezeu. A primit-o pe braț și a dus-o la Dumnezeu. A primit-o mult de mai unde, așa cum și părățile voastre, o iubi și mai puțeamă. Voi, marele iubitoare și ștefenice iubiți, așa de mult. Și sunteți care de mult, sunteți pe care de mult, cu preasfântă înseamnă. Vă rog să mă pomeniți și pe mine în Crăciun, dar am iubiseamnă, pomeniți-o pe mare și pe toate mamele noastre și bucurați-vă. Când că mai aveți o mamă de Dumnezeu. Tinerilor, bucurați-vă, când că mai aveți o mamă și bunică lângă voi.
fiindcă de acea clipa aceea în care poate de altă de produs, nu de zile de tehnicere, vine și acea clipă, dar este foarte. Inima este sfârșiată, dar este și plină de nădejde. Fiindcă lui Dumnezeu este Hristos ca cel care ne vedește. Și noi creștini înțelegem că te-a plecat la Domnul cu cinci. De aceea, această de dumnezească Evanghelie cu două fărăuții. Pe legată în arcii și navă și lucrată cu toată în Dumnezeu, cu un model bizantin, doresc o acest plantat nu e partiz. Pentru pomenirea Maicii Dumnezeu se mulțumesc. Dragii mei, încep cuvintele mele cu primele versete ale Evanghelistului Ioan, care spune la început era cuvântul Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Și Cuvântul trup s-a făcut, spune mai departe. De anul 1, a doua zi de Paști, a doua zi de nașterea Domnului, auziți, citindu-se Cuvântul Episcopului nostru, pe venit Macarie, citind pe la Andor. Și spuneam de fiecare dată, o să vină și pe Sfântul să slujească cu noi. Și spun, iar într-o becată întâmplării, astăzi cel ce anumea cuvântul pastoralelor se dăjduiește între noi și de aici încolo rămâne cu noi. Sărbătoarea aceasta nu o uita. Așa cum nu au uitat nici cei care au fost în viață acum 30 de ani. Și dacă acum 30 de ani de la Preasfinț, prea fericitul Patriarh Daniel, regul de pomenire într-o bășinul Bartolomeu, sub acelui umbră, sub acelui strașul a înțelit acest văzdar, episcopul Macarie, fiindu-i secretar permanent și tot ce veți fi un obicez, și știind că este prima biserică sfințită de mitropolitul Bartolomeu, episcopul de atunci, și la Sfințitul Irineu, iată că după 30 de ani, astăzi, anul acesta au trecut trei ierani. Pe primăvară la Sfințitul Benedict, pe vara caldă, mitropolitul nostru, și astăzi, pe Sfințitul Macarie. În urmă cu 4 zile, dată pe 14 decembrie, s-a decernat titlul de cetățean de onoare Bucureștiului. Și spuneam atunci, v-am auzit cu preasfințite în direct. Sibiu al Părinților mei, Sibreșeana, sunt fiu al Mitropolitului meu, Bartolomeu, Starețului, al Mitropolitului Andrei, și spunea un cuvânt atât de frumos, sunt fiu al satului Năsăutea. Și astăzi, preasfințite, sunteți fiu al Năsăutului, așa cum copiii de la Cretin este numit Fiu al Cretin. Vă rog mulțumim pentru tot ceea ce faceți de Mitropolitul nostru de departe. Și spun ca și Mitropolitul nostru. Să sărăcințe cu ei și să vină acasă și să vedeți și la Sfinția noastră. La venea de Cuvinte. Vă mulțumim pentru toate distințele, distințile în lucrurile plină, surprindere, dar mulțumim-vă. Și mulțumim-vă mai ales pentru Cuvântul lui Dumnezeu, care este Sfânta Evanghelie, atât de frumos împodobită, care are treia icoană de Iisus. Și voci care cântă și cântă poartă numele de Iisus. Nimic nu este întâmplător. Și vreau să vă mai fac mărturisire, în urmă cu exact 10 ani. În toamnă, 8 decembrie, slujea aici ca Sfântul Pasiv. Și după ce s-au terminat toate o zi de duminică, am plecat și la tata și la mama acasă. Și am dormit cu tata, pe care era un nap și noaptea de lucrurile.
Și spunea mea Sfințitului lucrurile acestea săptămâna aceasta. Și iată că mama de Sfântul lui Ana pleacă în lucruri când slujim aici. Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei adormiți pe Părintele Mântuitorului, pe Mitropolitul Constantin, Bartolomeu și pe toți cei ce au întâlnit la zidirea acestui așezământ și toți cei care au învățat rugăciunea și toți cei care au primit preoți. În semn de recunoștință, ar fi multe de spus, prea sfințite, dacă mai așteptăm și de aici încolo, cer ca să veniți oricând aveți cum de acasă, pentru ca Lăsătul să fie casa Sfinților, de-a Sfinților voastre. Vom veni pe Sfântul Ieran Nicolae, în prăjoana cu Tatăl de Dumnezeu, credincioasă de-a noastră, din Mogot, din satul Martirului, nu din satul Martirului. Sfântul Ieran Nicolae să vă oprotească, să vă călăuzească și să vă întoarcă acasă și în ei, rămâneți pentru noi, așteptându-vă să vă întoarceți acasă și vă mai arăt o felicitare pe care am primit-o în anul 2018. Vă împlătorim, vă doresc ca răzbirea aceasta să fie prilej de sfințire, bucurie și împlinire cu Hristos cel născut în viața pe tăbăriului și în inimile noastre. Cu dragoste vă rătească Marta. Am păstrat. Cum le păstrăm și pastoralele sau cuvintele, așteptându-vă acasă. Vă mulțumesc să vă mulțumesc.